Da, așadar, un atac extrem de grav, soldat cu 19 persoane rănite și peste 50 de persoane rănite, internate în acest moment în mai multe spitale. Fostul ministru de externe, Titus Corlățean, în legătură telefonică directă cu noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Corlățean. Am comentat împreună parcă prea multe incidente de acest fel în ultima vreme. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat la Manchester? Da, așa este. Din păcate, în ultimii ani și ultimul an, prea multe astfel de atacuri teroriste, pentru că deja autoritățile britanice, a spus și dumneavoastră mai devreme, tratează ca pe un atac terorist ceea ce s-a întâmplat. Dar deja nu mai este chiar o surpriză faptul că în Europa noi trebuie să ne așteptăm la astfel de atacuri ale unor organizații sau nuclee autonome care nu cunosc niciun fel de respect pentru legile umanității, așa încât este o stare până la urmă de alertă permanentă și britanicii, din păcate, au trebuit să se confrunte ei înșiși în ultimele luni și ultimii ani cu astfel de atacuri teroriste, pe care trebuie și noi să le condamnăm, chiar dacă suntem la multe mii de kilometri distanță. De această dată, din nou, este ceea ce spuneam și de zilele trecute și faptul că cei care au comis și cei care reușesc să comită astfel de atacuri, de atentate extrem de grave, soldate cu victime, cu foarte multe victime, sunt cu un pas înaintea serviciilor de securitate, cumva, și de această dată. Cum am evoluat din acest punct de vedere, domnule Corlățean, pentru că sunteți unul dintre oamenii care au monitorizat frecvent tot ceea ce s-a întâmplat în aceste mari orașe din Europa, din punct de vedere al securității, repet, e întrebarea mea. Da, este deja o modalitate care este cunoscută acolo unde sunt spații publice, locuri aglomerate și în astfel de situații, fie că vorbim de sărbători sau sărbători naționale, acolo unde există foarte, foarte multă lume, cetățeni care se bucură, fie astfel de evenimente precum un spectacol de muzică, iarăși foarte mulți oameni, mulți tineri și în cazul ăsta la Manchester și mulți copii. Asta este și mai îngrozitor. Asta e și mai grav, exact. Este imposibil să previi sau să elimini 100% riscul unui astfel de atac terorist. Și de aici marea dilemă în lumea democratică. Ce facem? Înghețăm viața în loc de teama producerii unui atac terorist și cu asta practic confirm un semn de slăbiciune al societății democratice. Evident că nu se poate acest lucru și în situația asta o luăm de la capăt cu aceeași dilemă. Autoritățile trebuie să facă tot ceea ce ține de ele și este posibil profesional și omenește de a elimina, pentru că încă o dată, din păcate, nu pot fi eliminate riscurile 100%, ci a le diminua. Iată că nici de data asta nu s-a putut elimina riscul 100% și astfel de fanatici, fanatizați, oameni care fie fac parte dintr-o rețea teroristă, fie sunt fanatizați și acționează individual, și asta urmează să o spună fără discuție autoritățile britanice, fac astfel de gesturi și produc foarte multă durere și cetățenilor britanici, dar vă asigur, șocul este pretutindeni în lumea civilizată. Evident, n-ai cum să nu reacționezi, n-ai cum să nu simți ceva când vezi imaginile astea, domnule Corlățean. Și o ultimă întrebare. În această dimineață, pe toate rețelele sociale, se vorbește așa despre un câmp al nesiguranței, cumva, privind către Europa. E bine, mai mult decât atât, constatam împreună cu cei care au intervenit pe parcursul dimineții în jurnalele Antenei 3 că vorbim în total cam despre 13 ani cu astfel de atacuri cumva permanente, adică un fel de ciclicitate așa care s-a instaurat și orașe foarte mari, foarte importante, vizitate de foarte mulți turiști, lovite de astfel de atacuri teroriste. Da, adăugat și faptul că acești indivizi, indiferent de forma în care acționează, caută și elementul de simbolistică. Dacă nu mă înșel, ieri pe 22
se comemorau 3 ani de la un atac tot de natură teroristă împotriva unui soldat britanic la Londra, în plină stradă, în plină zi, și a fost o crimă absolut oribilă, abominabilă. 3 ani mai târziu s-a întâmplat ce s-a întâmplat aseară. Adesea ei caută acest element de simbolistică, fie într-o zi națională, vă aduceți aminte, în Franța, 14 iulie, fie, iată, acum, așa încât ăsta ar trebui să fie un element și sunt convins că e un element de preocupare, de atenție și de monitorizare pentru autorități. Dar încă o dată nu pot să elimin, din păcate, 100% riscul, ceea ce nu înseamnă, și nu obosesc să spun și eu acest lucru alături de alții, că trebuie să intrăm într-o spirală a fricii, teamă, să nu încercăm să ne ducem viața normală mai departe, pentru că altfel, dacă am cădea pradă a ceea ce doresc cei care practică aceste acțiuni teroriste, am fi slab ca societate și am pierde această bătălie. Ori noi nu avem dreptul să fim slabi și instituțiile statului democratic în general, fie în Europa, fie în Statele Unite, fie în alte părți, trebuie să fie susținută și financiar și din punct de vedere al legislației, pentru a-și face datoria față de societate, față de cetățeni, de viața acestora. Oricum.